Autocarul cu numărul de matriculare București 57BKT pentru Trieste, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Milano, Novara, Vercelli, Torino. La peronul numărul 1, autocarul București 57BKT va pleca din stație. Ai vrut neapărat să vii cu autocarul ăsta? Da, și data trecută. Și mi l-au dat pe cel alb. Nu mi l-a dat pe acesta. Am înțeles. Deci vrei cu autocarul vișineu? Da. Ai mai fost odată cu el și de aia știi condițiile? De mai multe ori. De mai multe ori? Da. Anul trecut? Anul trecut, de două ori. Tot în Italia ai mers? Da. Până unde în Italia? La Novara. Totdeauna la Novara, Mediaș Novara. Vin vizită, ai rude aici sau? La muncă. Da? Păi și nu-i greu să faci naveta din România în Italia? E foarte greu, dar condițiile de la Classic Premium, tot ok. Mulțumită de cum ai călătorit? Da, foarte mulțumită. Căldură? Super. Și autocarul ăsta cum ți se pare ca și condiții? Foarte frumos. Ok, super frumos. Și ai plecat de unde și până unde? De la Sebeș până la Torino. E ceva de mers? Este. A fost o călătorie mai ușoară, cu premium. Cum e cu pisica, cum călătoriți? Imaginează-ți că suntem într-o stare de liniște totală. Până unde mergeți? De la Vicenza. Din România de unde? Brașov. Din Brașov? Da. Și pe călătorul nostru mai mic, cum îl cheamă? Pe călătorul cel mic și călătoare, îl cheamă Lady. Și ați mai dus-o poate la Sibu? Da. Cu minte? A avut ceva de obiectat? Nu, absolut deloc. Niciodată n-am mai fost cu Atlasivul. Sunt condiții foarte bune. Căldură, igienă. Sunt toate condițiile posibile. Dumneavoastră, și vă mulțumesc foarte mult că ne-ați oferit asemenea condiții. Până unde mergeți? Până la Vercelli. Este primul autocar din gama premium care oferă condiții superioare de confort pentru pasagerii noștri. Sistemul s-a implementat foarte bine în rândul clienților și cu siguranță vor urma și alte autocare de aceeași calitate care să apară pe toate liniile noastre. Tehnic este un autocar cu Euro 6? Este autocar Euro 6 de ultimă generație cu câteva dotări suplimentare de confort care să permită o calitate mai bună a călătoriilor. Principalul avantaj pentru călători este spațiu dintre scaune, că e un pic mai mare față de celelalte mașini? Spațiu dintre scaune în primul rând, apoi monitoarele de dimensiune mai mare care oferă o condiții mai bune pentru vizionarea transmisiilor TV și în plus serviciile pe care le oferim la bord. Serviciile, am observat că călătorii au primit o masă caldă, primesc inclusiv o cafea, o apă plată, niște perinițe care îi ajută ca să se odihnească mai bine gratis din partea companiei. Da, sunt niște elemente suplimentare de confort pe care le-am gândit noi, care bineînțeles pot fi îmbunătățite și cu siguranță în perioada următoare vor fi extinse pe mai multe autocare. Cursa premium, în momentul de față, cine vrea să-și facă rezervare, se poate face pe ce rute? Pe ruta de Torino și pe cea de Taranto. Sunt două rute pe care s-a implementat în acest moment. Cum am spus, în funcție de solicitări și de reacția clienților, vor urma și alte trasee.